poate că nu este chiar așa de rușinos. Nu vreți să ne spuneți niciun cuvânt? Atunci spuneți-mi altceva, mie. Nici nu vă uitați la mine, să vedeți măcar cum arăt. Poate că sunt, poate că merită. Eu pun de la început, așa, cum s-a întâmplat, nu? M-a luat cu autobuz, cu mașina și m-a dus mai multe județe. În Bacău, Piatra Neamț, mai multe județe ale țării. Și după aia m-a oprit în București și m-a lăsat acolo. Pe data de două, mi-a ieșit un băiat și el m-a dus cu tramvaiul două stații și după aceea m-a coborât jos și m-a dus la cofetărie. I-a dat un suc și după aia m-a dus acasă la el și m-a forțat și a bătut joc de mine și după aia m-a bătut. Părinții lui au făcut gălăgie și m-a bătut și eu am vrut să plec. Am vrut să plec, am zis că eu plec de unde am venit, din Iași, de unde am venit. Și i-am spus ca să vii înaintea mea la gară și n-a venit. Cine să vină? Ea. Care e ea? Sora? Sora lui tata meu. Și n-a venit. Și eu am stat pe peron și dacă am văzut că n-a venit, n-a venit. Ce te gândeai? Înainte, dacă eu m-am văzut străină și în acest județ, eu n-am știut. Bani nu mai aveam la mine, n-a venit nimic. Și de mâncat unde ai mâncat? N-am mâncat nimica. Dar acum unde ai mâncat? Acum am mâncat la miliție. Și acum povestește cum de-ai ajuns faptele, de unde erai în gara de nord, ce așteptai, ce, să prinzi un tren sau ceva, să pleci, da? Nu, am vrut să dau telefon la părinții mei și am uitat actele în gară și el nu m-a lăsat să plec. Și am stat noaptea la el și pe urma douăzea m-a dus la altcineva, la o rudă de-a lui, nu știu cum. Și m-a încuiat în casă. Mi-a luat rochia și mai aveam o bluză pe mine, mi-a luat rochia și... omul ăla, eu am m-am cuiet acolo și în casă și am descuiet ușa, m-am îmbrăcat cu și am găsit acolo și am început să fac treabă pe acolo, să fac curat, să fac pe acolo ușa. Și el vine și zic, da, de ce m-ai lăsat aici? Și el nu a zis nimica și era și poarta încuiată la acolo. Și o sărit pește poartă și după aia o sărit iară pește poartă când a plecat. Și mai stau și mai stau și vine proprietarul casei și spune că să plec de acum. Cine te-a bătut în hal? El. Ioan Munteanu. Și cum de-ai ajuns în situația asta? Am fost găsit fără bilet în tren. Unde te-ai urcat? La Fileaș. Cu ce treabă la Filiaș? A fost la un frate, am dus niște lucruri acolo și... Și cum te-ai urcat între... Stop! Spune-le! Acolo, tovarășul. Spune-le și mie că bine. Nu l-am văzut. Stați așa. Tragi de aici acum? Aici e bine? Da, e bine? Nelu. Ține conturul în partea aia puțin, cum e? Prea mult. Atenție! Banda! Merge? Unde te-ai urcat? La Filiaș. Și de ce te-ai urcat fără bilet? La ce te-ai gândit când te-ai urcat fără bilet? N-am mai avut timp să scot bilet. Bani aveai? Aveam. Și unde lucrezi? Momentan, nicăieri. Și de ce n-ai cumpărat de la controlor? Nu l-am găsit în tren absolut deloc. Dar el te-a găsit pe dumneata. M-a găsit. Unde spuneai că ai lucrat? La Igva Ciolnița. Bani de unde ai? De la un unchi. Deci, stimați telespectatori, și lui tot familia îi asigură existența. La București unde locuiești? La un verișoară. Unde locuiești? Un șantier. Care șantier? Undeva de construcție. Unde? Care cartier? Nu știu, nu pot să vă explic. București. Se poate să nu știți București, București nu știu, e mare. Nu știu, nici măcar strada. Nu aveți o hârtie, nu aveți o hârtie. Găsesc eu până la urmă, găsesc. Da, fie limpede, stop. Continuăm imediat. Deci. Lumina, stinge-o. Trebuie să nu rotesc caseta. Dăm aparat. Lasă-vă, scrie-o caseta. Bine, treți. Bă, scrie casetele, lasă că mă ocup eu de asta. Bine. Poftiți, doamne șară. Până încă așa. Ce zici așa, a? Mie mi s-a furat biletul. Ce ai trage, Nelu, să-i luăm la rând. Mi s-a furat biletul între. Da, da, stați că este un microfon. Un moment, doamna. Domnule, sunt foarte sinceră. Calm. De unde vii? De la mare. Cum te numești? Poveteană. Și de ce circul dumneata fără bilet? Dacă toată lumea ar face la fel ca dumneata, unde crezi că am ajunge?
Stați puțin. Vedeți că amenda și gata, fără circ. Vă rog mult. Top. Top. Ce ne face, da? Gata. Manda! Pip! De unde vii? De la Mari, v-am spus. Și unde lucrezi? La Târgoviște, la fabrica de becuri. N-aș fi bănuit. Ai acolo niște cărți? Ce fel de cărți? Ce fel de cărți? Dicționare. Dicționare? Dar ce, înveți limbi străine? Dar sunt dicționare italiene. La ce școală înveți? La Universitatea Populară. Mare și un Nedu Straie. Stop! Ce e, dragă? Nedu Straie? Da. La telefon, televiziunea. Să aștepte, dragă, filmez acum. Atenție, gata? Zice că e secretariatul de redacție. Știu, domnule, să aștept, n-am 10 mâini, un moment. Hai! La ce școală înveți? La Universitatea Populară. Stop! Ce faci? Stinge cuarțul ăla. Așa? Tu crezi că astăzi o să te înțeleg? Poți să fac și un cadru? Hai, poftim. Deci, dumneata, vrei să devii o intelectuală. Și atunci, cum se împacă conștiința dumitale cu acest mod de a circula fără bilet clandestin? Poftim? Plătesc amenda și gata. Unde lucrezi? La Târgoviște. Și cu ce treabă la București? Uitați-vă, am și o legitimație, dacă vreți. Spune-mi cum vrei, ouăle. Pofturi sau jumări? Da, mă, că... Mai apă de la nu, nu, stai, strici foamea. Stai, că am făcut ceva grozav. Hai, gustă. Nu, stai cum am dat cu ceapă. Stai cu minte. Nelu, spune-mi când ai materialul la laborator. Mâine dimineața. Lasă-mă, Nelu. Stai, du-te dincolo, că vine mechea. Dragă. Lasă, nu, că strici foamea. Hai mai repede, că mai am șupă bătrâna. Trei aș fi vrut. Da, am și un băiat, da. Mare. Dar... Și nișa pentru frigider aveți? Bine, mă rog. Am încărcat. Ai cu reclamație? Ai cu reclamație? Ce spui? Telefoanele. Ia ce. Da. Ci că verifică contorul. Da. Când verifică conturul? Îl verifică. Nici n-ai fost, ia să văd numărul de înregistrare. Dar ce, am ajuns să-mi ții socoteala mie? Tândălește și toată ziua. Ia, te rog foarte mult, știi? Lasă, dragă, tândălește că eu plătesc. Deci 34 până la chitizat. Te duci mâine. Te-a căutat o gazelă. Ce? Una, ani. Care? 3551 38. Mersi. L-a traversat până în piața Amzei? Da, și vine de la stângă, o să și vedeți. Ce vrei, dragă, ce vrei? Da, doamnă, da. Vă rog să treceți împreună cu soțul, între 5 și 7, da. La revedere. Ce vrei, drag? Nu poți să am o clipă de nimic din gaza asta. Da, foarte scurtă. 3, 5. 1, 5. 5, 1, 3, 8. Alo? Nelu Stroie la telefon. Da, să română. Cu dicționarele, da. Da, domnișoare, vă țin minte foarte bine. Mă rog. Nu, mă tem că nu o să se poată, pentru că dacă intră pe post sau nu intră pe post, asta nu mai depinde de mine. Nu pot eu să opresc o emisiune. Acum? Eu zic la 8, la Leonida în față, dacă vreți. Sau cum vreți. Unde stați? Nu, n-am nicio treabă. Cinema Dacia, unde vine asta? Agenția CFR Vis-a-Vis. Atunci rămâne așa, vine la dumneavoastră, pe la 8, tot pe la 8 așa. Bine să rămână. Pa! La cât avea la acasă?
Tovarășe Ani. Ana. Meri, intră înăuntru, nu ieși de sculță. Să rămână. Să rămână. S-a făcut deja 8? Nu, e 8. Aproape 8. De unde aveți telefonul meu? De la televiziune. Cum de la televiziune? De la redacție. Ce redacție? De la secretariatul de redacție. Am auzit atunci în gară pe aia că spunea că te cheamă la secretariatul de redacție, tovarășul Nelu Stroie. Și cine ați vorbit? O femeie, un tovarăș. S-a ajuns? Iartă-mă, te rog, dacă vrei să mă ajut să am lucrat ceva. Da. Jos, acolo. Aici e bine? Da, da. Am zis cum era. Ia aici, dar nu fumezi. Ce râzi așa, ha? Cum o cheamă? Cum te cheamă? Hai, spune-ne la frumos cum te cheamă. Eu știu. Spune lui. Mănânța asta unde ai lovit-o? La gara, în căsul pe tatine cu roțile. Ce vorbești? Care gara? Gara de Nord. Voi aveți ceva cu gara de Nord? Ți-ai făcut lecțiile? La ce la școală? Desenează. Vreau să-ți arăt niște desene de ale. Pui aici și nu pot să mă încalc. Imaginează, nu, las că fac eu, nicio problemă. Nu, doamne, că... Mă pricep. Serios. Dacă nu te deranjează. Nu mă deranjează deloc. Poți să iau asta? Da, sigur că da. Și a cui e fetița? A mea, a cui vrei să fie? Nu e a mea, cum să fie a mea? Nu, ce nu? Antipatică tipa aia. Colega ta de serviciu, Luiza, cum o fi chemându. De ce, mai fată bună? Da, mă rog, nu mă bada, să știi că mi-a lăsat o impresie... De ce? Bă, să știi că nu te-am chemat aici ca să te lămuresc numai de la televizor. Nu, dragă, vrei să mă dai n-ai decât. Asta nu mai depinde de mine, ți-am spus. Mă rog, nu știu de cine depinde. Vrei să mă dai să n-aveți decât. Legitimația era ea de la Târgoviște. Stai puțin cu era de la Târgoviște, dar nu mai lucrez acolo. Stai cu minte. Eu am lucrat acolo, de acum vreo 2 ani. Așa că, dragă, n-aveți decât să mă dați ca 2 ore, nu mai puneți voi mâna pe mine. Vai de mine, dar nu trebuia să deranjezi, se poate. Hai din înăuntru să te prezint, dânsul e Nelu de la televiziune. Hai! Mama fetiții se jenează. Trebuie să deranjezi. Strumirea mea, te rog. Mersi. Și acum a venit la examene sau cum? Ce examene? Vreau spune ceva de universitate cu dicționarele alea cu... Există. Nu se poate cu chestia asta, mergi la sigur, pe cuvântul meu de onoare. Cum te ia cineva la întrebări, arunci chestia asta cu Universitatea Populară și gata, fata care vine de la studii, de la lucru obosită și studiază seara, înțelege. Le iei piuitul dintr-o singură mișcare. Nu, dragă, nu uiși așa din plăcere când am timp. Chiar tu știi italienești? Nu. E foarte ușor. Eu am prins pe urechi. Știi care e nenorocirea? A? Mi-au ras o amendă de vreo 500. Pentru ce? E, pentru ce nu știi. Și n-am de unde, sunt într-o situație acum... Te cred că o să trebuiască să împrumut undeva. De unde? Păi să ne gândim. Eu sunt acum înainte de salariu, știi? Am 200, mă duceam să plătesc telefonul. Că... E, nu nimic, 200 tot e mai bine decât deloc. Am să mai încerc și în altă parte. Am ghinion. Da. Tu, să-mi spui sincer dacă nu poți, că... Nu. Face plăcere. Un castel de ginocin. Un blatist cu părul cărunt este? Da, am văzut. Da, una cu niște dicționare. Dicționare? Nu. N-am văzut așa. Pentru emisiunea Direcția Mișcării Hârtiilor, seria 5-a. În emisiune trebuie să se audă neapărat celebra, între ghilimele,
Toate chestia de la gara? Nu mai e o bobină, fata aia cu cărțile. Domne, nu mai poți să-i păziți, înțelegi? Și la platou, și la gara de nord, și la filmare, și la laborator. Ce s-a întâmplat, domne? Ce s-a întâmplat? Au pierdut material. Au băgat o virgină în laborator, dragă, știi ce ai la laborator nu se poate întâmpla așa ceva. Am găsit casete virgină la montaj. Nu, dar casetele nu erau numerotate. Dar numerotat Luț, ai spus să numere el, să-l numeroteze el. Dar numerotat el. La laborator să știi că nu se poate întâmpla. La ei, întreabă la cine... aia să ule, nu la mine. Întreabă cine a fost șef de tură. E, stai, Nelu, acum, gata, că nimeni nu zice nimic. Nelu, Nelu! Bune, eu nu suntem pic. Scrisoarea? Nu suntem pic ca să-mi fac singur material din virgină la laborator. Gata, Nelu, dacă asta e situația, n-avem ce-i face. Mergem la Târgoviște și o luăm de la casă. La Târgoviște? Da. În partea mea și eu conduc lui. Și mie, cum îți alegi prietenele? Vesele și muncitoare. Deci te-ai statornicit în locurile astea? Da, sunt din apropiere, Șotânga. Răbdare pentru că trebuie să lucrez cu omul. Plăcut și îmi place munca culturală, viața, distracția. Am luat locul 2 la faza județeană Cântarea României. Am fost bucuroși pentru aceste rezultate, cu toate că nu suntem o echipă profesionistă, toți suntem începători. Ce sentiment? Da, e foarte bine, filmăm acum. Spune-mi și mie. Așa. Spune-mi, te rog, Mirica, Lucreția, spune-mi și mie... Le-am primit bine în colectiv, le-am ajutat și le-am urmărit orice mișcare și orice pas, atât în întreprindere, cât și în afară. Când o să fie gata combinatul siderurgic, atunci o să se echilibreze toată situația socială. Adică în ce sens? În sensul că vor veni și bărbați în orașul nostru mai mulți. Da, sigur. Cam aproape 80% femei, fete tinere, și asta creează o problemă socială. Bineînțeles că ele vor să se căsătorească, să-și întemeieze un cămin. Bineînțeles, ne-am creat toate condițiile ca să se simte într-o mare familie. Avem aici căminul de nefamiliste. Dacă vreți să vedeți, aici avem un oficiu, un spălător. Mergem aici? Haide, da. Aprinde. Inge. Aprinde! Motor! Ați avut vreodată o muncitoare cu numele Covete Ana? Da, din păcate. De ce din păcate? Din păcate pentru că a lăsat o palmă pe obrazul fabricii noastre. Mai concret? Mai concret, Anișoara Covete a compromis familia inginerului șef care a fost transferat la combinat. Din rațiunile sociale de care vorbeați mai înainte? Nu, nu are nicio legătură. Mai știți ceva despre ea? Știți unde se află? Nu. E la mare. E la mare? De unde știi? Poate minte câte o vedere. Știți că a fost prins în tren fără bilet? Nu mă miră. Cui trimite bilet? Eu Grădicioiu, de la Mamaia. Cercul Femina. Sincer. 1, 2, 3, 4, 5, probă de microfon. Acest club l-am dezvoltat pe parcurs cu ajutorul Comitetului de Sindicat, Comitetului de Partid și membrele Comisiei de Femei. Care sunt preocupările în principal? În primul rând, cum îndrumăm tinerele fete, aducem în cadrul clubului medici care să le îndrume, seri de... Conferințe? Da, seri de poezie, chiar avem și câteva poeți. Da, dar ce văd este chiar artă, adevărată artă. La dreapta de... Stop! Auziți, tovarșul, e la mare. Așa cum v-am spus, e la mare cu dresorul. Care dresor? E dresor. E la Constanța un fel de delfinariu, parcă așa se spune. Și acolo lucrează un băiat de aici, un fel de orgoliu local, mă rog. Faceți curioasă. Bine, așa am fost informați că băiatul nostru ar fi undeva, nu știm unde și... Nu știu, nu am decât două camere. Nu ne interesează asta, măicuță. Nu, noi am venit în legătură cu o fată, da, pe care a cunoscut-o băiatul nostru și avem nevoie să știm unde îl găsim. Îl găsim la tovarășul Cristea, el știe. Eu nu știu nimic. Și cu asta îmi vine, mă la spital. Vă spunem bună ziua de astădată din... Oh, Luisa, ce plăcere! Cine a venit?
Ce mai faci, iubito? Ia să te văd și din față, că de la televiziune te iau mai degeaba. Hai, alo. Nu, 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 lăsați, am trecut numai să-i fac de contul că eu mâine nu vin la televiziune. Plecăm la Constanța, îl predă el pe întâi. Arătați bine, domnul. Mulțumesc. Deși mă tare te-ai îmbrășat. Oh, doamne, ferește. Cât trebuie. Când termin, vin și stăm puțin de vorbă. Mă lasă, acum. Nu te întinde cu ei, că-ți mănâncă urechile. Ai un creion? Aici este. Ce-i asta? Asta e comoara bătrânului. Faza de trecere la proteză. A depășit-o. Uite, să nu uiți, astea-s deducere și astea-s de... Ai, Mary, ce face asta? Ce o să zic acum bătrânii? Nu se spune nimic până mă cântă fără unirii, ne scot capul din televizor. Stai, Nelu. Hai, Nelu, stai. Stai, de ce? Nelu, n-a să discutăm. Ce să discutăm? Hai să vorbim. Ce să vorbim? Să... Tu crezi că se poate așa fădorul tronc? Cum fădorul tronc? Adică așa, nu e normal. Cine e normal? Sunt anumite lucruri care trebuie respectate. Păi să respectăm și ea. Să nu râzi că mă jignești. Te jignesc? Mă jignești foarte rău. De ce te jignești așa? Trebuie să înțelegi că între om și animal sunt... multe deosebiri. Da. În ordine. Ai furat un dinte. Aia. Vreau să vă luăm un interviu în legătură cu activitatea noastră la destinare. Să vă spun, bazinul are o capacitate de 1200 de metri cubi. Toți delfinii sunt din fauna Mării Negre. Ricky e mult mai deștept decât Mickey, cu toate că a fost adusă mai târziu. E foarte sensibilă la culoare. Doriți o demonstrație? Îi place foarte mult vesta dumneavoastră. Da, îi place foarte mult. E de aici, din Constanța? Ce? Vesta noastră. A, nu, vă place? A, e străină? Ați găsit-o greu? Nu, de la un prieten. Cred că e bulgărească. E din Constanța? Cine? Prietenul. Stați, vă rog, că pe mine nu mă interesează vesta noastră. Ce chestie asta? Nimica, discutăm, nu? Ce vreau ăștia? Nu, facem un reportaj, v-am spus, numai 5 minute. Nici nu vorbim despre noastră. Dar ce vreți? Ne-am fost la Târgoviște în legătură cu o tovarășă și cu o veteană. Ne puteți da ceva amănunte? Ce amănunte? Ce am eu cu ea? Nu mă bag eu în chestii de asta. Dar ne puteți spune unde o putem găsi? Tovarășa, poate la Flora, la Nora, întrebați la recepție. La Flora nu sunt cazați turiștii italieni? Asta n-am de unde să știu. Dar nu spuneați noastră să o caut la Flora? Tovarășa, la Flora, la Nora, la Cora, nu știu. Eu nu păzesc litoralul pe aici. Nu faci pe mine chestii de astea. Dacă mă vezi în atac, fac bișniță, atunci să... La cine face bișniță? Cunosc, n-am nicio treabă cu italienii. Stați o clipă că nu înțeleg. Ce-i cu italienii? Păi nu trebuiați de Flora, nu scazați acolo? Mi-a dat ce vrei. Dar de ce vă enervați? Pe mine nu mă interesează niciun italian, pe mine mă interesează coveteana. Eu nu știu, domnule, n-am nicio treabă cu ea. Vorbiți cu ea, nu știu. N-a fost microfon? Păi ce, îl țin? N-a fost! E gata. Ce vrei, domnule, cum ai intrat aici? Pune 10 lei. Mă ia de Alfinache. Gata, Nelu, nu mai filmăm. Dacă pe tovarășul deranjează, nu mai filmăm. Probabil că a fost la mijloc o confuzie. Noi am fost informați că dumneavoastră ați cunoscut-o foarte bine pe fata asta. Nu puteți da câteva amănunte. Da, eu unul am vrut să mă căsătoresc cu ea. Și de ce nu v-ați căsătorit? Ce vrei, tovarăș? Ah, probabil că ea a fost vinovată. Am spus eu că ea e vinovată, am spus că am vrut să mă căsătoresc cu ea, nu? Și acum vă mai vedeți? Păi ce te interesează? Dacă se întâmplă, ne vedem. Se întâmplă, bună ziua. Uitați ce este, ați putea să ne faceți un serviciu, că de fapt noi pentru asta am venit. Ce serviciu? Uitați, eu zic să mă inviți mâine aici, stai cu ea de vorbă despre una, despre alta. Despre ce? Despre, eu știu, orice. Despre ce-i cu italianul, ce-i cu căsătoria, din ce trăiește, în fine. Și noi stăm undeva pe acolo și vă filmăm de la distanță. Gata, domnule. N-am cap la salon. Nu, așteaptă. De acord? Tovarășa, dumneata uite la televiziune, fiecare cu meseria lui. E și care e meseria dumitale?
Asta numești dumneata meserie? Ce să zică cel de pe tractor sau de la strung? Fiecare cu meseria lui. Dacă poți să faci dumneata ce fac eu, mă rog. E, acum ce te superi? Îmi pare rău. Noi am crezut că ne puteți ajuta. Nu știu, vorbiți doar și direct. Bine, vorbim noi și cu directorul, dar pe dumneavoastră putem conta? Cum vă numiți? Sile Pricop. Toașul Sile. Uite, omul când vede aparatul ăsta, se comportă cam bizar, așa ca dumneata adineauri. Eu nu pot să o abordez pe fata asta direct. Ce zici? Pot conta pe dumneata? Nu știu, vorbiți cu directorul bazei. Bine, vorbim noi și cu directorul, dar pe dumneavoastră ne putem vizui? Dar dumneavoastră cine sunteți noi? Cum ați intrat aici? Aveți vreo legitimație, ceva? Am, sigur că am. Poftiți? Puteai să-mi fi spus de la București dacă ai idei din astea, ca să iau teleobiective. Las că o să fie bine. Nu știu ce o să fie bine încoace. Dar improvizații nu fac, să știi. Și nici mutra lui nu-mi place. Na, un plan 2 îmi trebuie atâta, un plan 2, restul nu interesează. Dar ce interesează? Subiectul. Ai, Neluze, o termină cu prostiile. Interesează, patra. Pe tine nu te interesează? Ce vrei să spui cu asta? Nimic, spun că interesează pe toată lumea. Nu, pe nu, spune clar ce ai de spus. Spune clar ce ai de spus, fără frică. Dragă, la el, ce? Dăm aparatul ăla. Eu ți-am spus că nu am ghis pe tipa aia și te-ai făcut că plouă. Dă telefon la București să vezi dacă aprobă șeful. Da, de ce să n-aprobe? Uite așa că o chestie ca asta nu se face în televiziune. Foarte rău, de aia e plin de reportaje nesărate. Tu dă telefon. Fac pe răspunderea mea. Hai mă că-i mici tot ce ești. Și dacă nu iese paciența, n-au decât. Să n-o bage. Eu paciență nu fac, eu sunt operator de aia, apăs pe buton, înțelegi? Dar să nu umbli mie cu chestii din asta. Hai, te rog. Uite, mă bag în pam, mă bag sub pat, mă bag sub masă, unde vrei, tragi, nu mă. Dai o țuică și fac ce vrei. Haide, covară și-o stroie. Ia uite, mă, nu mă mai certați, mă, nu mă terminați. Băi, vă aude lumea, nu mă acum. Ani! Ani! Nelo, cum ai găsit, drag? Nu ești puțin? Acum? Am o groază de treabă, am despălat. Altă dată cu plăcere. Ce, voie să ieșim? Păi... Cât mai stai aici? Plec mâine la prânz. Oh, ce păcat. E acolo, Ani. Frate meu. Păi nu te mai rețin, Ani, dacă... Îmi pare foarte rău. Nu nimic, asta-i. Ani! Atunci... Succes la spălat. Cum adică? Adică succes, așa, să speli tot și să ai spor la spălat. Bă, tu faci mișto de mine? Speli rufele, n-a Giovanni în cameră, iată, fiind că te exploatează ăștia. Poți să o încurci. Ce face, mă amenezi după mine? Bă, dar mi-e simpatică și te previn, fiind de. Tu te vă amărăște, Anule, și lăsă-mă în pace. Mă lași. Hai, Nelu, vină, goci. Dacă îți dau acum ceva, ce n-ai mâncat de mult. Toți delfinii noștri au provenit din Marea Neagră. În fața dumneavoastră, în mare... Dom'le, o văd. Stai. O văd. Stai. Stai liniștit. Ce fac, domnul tu? Pregătiți-vă. Hai, domnule, că merge bandă. Fă singur șarful, motor. Bună. Hai, ești pregătit? S-au arătat, nu? Nu te-au pus pe acolo. Alo! Ce faci în stradă? Alo! Ce spune, dragă? Alo? Ce faceți acolo? Uite, n-am știut cum stau ca să-mi chise acolo și așa. Demonstrație din anul 1972. Toți celții noștri au provenit din Marea Neagră. Alo, ce faceți acolo? Ce frumos!
Reprezentantul de specie Delphi Delphi Sponsic. Apa din bazinul de... Uite aici, să dăm lucrurile pe pasul, ce mare! Ia uite, stop! Mă, Natu, n-a vrut fiind așa. Mă, dacă spun că Natu, lasă-l fiind să ascult. Închide. Cred că e momentul să ne cărăm. Și microfonul? Păi du-te și el. Singur număr? Hai, 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 ce mă, ți-e frică de ăla? Hai, mă, du-te. Dacă ți-ai eu, mamă. Care e lipsa, corpul de mare, cu o greutate de 40 de kilograme și 1,5 metri lungime, delfinul Delphinus ponticus, delfinul comun, cu o greutate de 80 de kilograme și 2 metri lungime, și turseu struncatus ponticus, afalena, cu o greutate de 200 de kilograme și 3 metri lungime. Delfinii posedă un sistem sonar cu ajutorul căruia se orientează, auzul acestora fiind de circa 10 ori mai dezvoltat ca cel al omului. Ei e înnoată cu o viteză de peste 60 de km pe oră. Luiza! S-a umplut ăsta, bă, de nisip. Cu crema. Spune, s-a umplut ăsta de nisip. Ce ai făcut, bă? Băi, dacă se află la București, ne-i de pe toți. Unde, mă? Afară. Vedem-o și mi-o scrie. Luiza! Băi, ne vedem-o și mi-o scrie. Cât mai e până la tren? Două ceasuri. Băi, nu mai vreți să mai stăm azi, aveam prins gust. Ai delegație până azi. Cum ne întreb, tu răspunzi, nu eu. Auzi? Nu vrei să-ți fac o chestie de-asta poetică, așa, pentru albumul duminical, că stimulează digestia. De spiritele tale n-am chef acum. Dom'le, eu am propus, n-am dat cu palul. Vrei bine, nu? Ce ai propus? Uite, poți să-ți fac o chestie lelușistă, așa, dacă îmi bagi câinele ăla tărcat în cadru și cu aia doi, alea două și cu ăla. Îți fac ce vrei. Ce? Ce vrei tu, orice, cum. Poți să fac orice. Bagă câinile, bagă câinile, bagă câinile! Pardon, pardon? Pardon, domnule, dă-ți puțin coșul mai la o parte. Dă-te, domnule, mai la o parte, nu pot să trec, extraordinar. Și ce vrei de așa? Sunt chiar în mijloc aici. Și ce vrei să-mi-l pune în cap? Dar pune-ți-l în cap, ce mai trebuie să-l pune-ți-l în cap, extraordinar. Lasă-mă, domnule, pace. Dă-te puțin mai încolo. Ce faci aici? Vine nașul. Tu n-ai bilet? Am unul, dar sunt cu fratele. Care frate? Fratele meu, cum care frate? E în vagonul celălalt. Dar câți ani are frate? 42, de ce? Ce faci aici? Mă întorc la București. Bă, îmi pare foarte rău, a fost învită chestia. Care chestie? Pe presură. Sile? Da, ăla încolo. De ce? Aia nici nu vreau să aud el. Un măgar. Știi că de pe ce eu filmez pe bune, nu umblă cu chestii din asta. Adică vreau să spun că o treabă cinstită, e o treabă cinstită. Mă rog, asta e meseria, n-ai ce-i face. Nu, dar n-aș vrea să rămâi și să crezi că mi-aș bănesc că îmi place mie să mă... Stai! Chiar n-ai bilet? Cum te descurc eu? Cum te descurc? Mă descurc, dragă, mă înțeleg cu el. Ia biletul meu. Ani, ia biletul meu. Stai, dragă, liniște. Nu, nu.
Biletele, vă rog. Da. Și domnișoara? E biletul domnișoarei, că... Pe atunci cum? Eu m-am urcat mai târziu în gara, că... Cu buletinul, da, eu m-am urcat mai târziu în gara. Buletinul, spune, costă și plătesc. Costă cam mult. Plătesc cât trebuie, cât costă. Vă costă cam mult? Cam cât? Cam 300. În regulă, plătesc. Stai puțin, că am bani. Înțelegem, stai liniștit. Am bani. Ia uite că am mai găsit un bilet, am chiar 3, poftim. Ce faci, dragă? Strici ciubucul omului? Pe ce vrei să fac? Mi-a plăcut, te crezi banchier, arunci cu banii, a? Lică. Dar nu se mânați. A dispărut de acasă de 2 săptămâni. A fugit, l-am găsit la mare. Toarășul Stroie, biletele noastre. Nu fumezi? Ai mașină? De ce? Trebuie să-l internez pe Lică. Cum, drag, ești la televiziune și nu ai mașină? Luăm un taxi. A, iurea, ăștia ne iau o groază de bani. E bolnav? Da. Trebuie să-i fac o cură. Și e dispus? Este, nu este. Dacă nu eram eu până acum, murea. Am mai fost acolo. Îl îmbrac, îi trimit bani. De bine ascult. E deja alcoolic, nu? Eu cred că nu este, nu bea tot timpul. Când eram surat, nu bea. Acum i-am găsit pe fata asta, pe Magda. Ai văzut-o? Am fost și amărtat, are un copil. E o fată nemaipomenită, extraordinar. Fac pe pețitoare. E o fată extraordinară. El e așa, nu se teme. Și el zice că da. Dar nu știu la pocă din când în când. Cred că... se teme. Se rușine, că fuge. Îl găsesc pe la Baia Mare, pe la Suceava. Iar îl aduc. Aveți părinți? Hai să ne culcăm. Nelu! Ce? Forfecuța! Ce spune? Vreau forfecuța! Auzi, vezi că cineva la mine intră în cameră. Sigur că da, vezi bucătărea asta. Cine? La XM aici, la București. Acolo am avut înțelegeri cu administrația și am plecat de acolo. Urmând ca să mă duc la IASIA, la Buftea, unde să lucrez ca muncitor sezonier. Am o situație destul de grea. Familie nu am, părinți nu am, n-am pe nimeni. Am umblat așa. Ca să mă pot cumva să pot să mă stăpânesc.
sunt puțin și mental, sunt mereu neliniște. Și de ce nu încercați să mergeți la Roman, acolo unde aveți rostul dumneavoastră și unde oamenii vă cunosc și vă stimează, poate? Și am avut o condamnare și condamnările care am avut-o eu m-a făcut să plec din localitate. Da, m-a urcat cu deaforța mașină și n-am mai avut ce mai faci. Ai trecut atâtea ore, au trecut, puteai să cobori, că nu se poate, s-a oprit la o barieră undeva, trebuie să se fie oprit, de ce n-ai coborât? N-am coborât. Ce-ai crezut că o să se întâmple? Bărbatul ăla, ce-ai crezut că o să-ți ofere ceva? Îți plăcea în mașină? Mă ia în armată. Există... Nu puteți, opriți puțin, că mi-am pierdut ideea. Băi! Hai, o bucată de liță! O bucată de liță, ai? Televiziunea! Da! Hai, cum să intrăm în vorba, că e destul de greu. Merge acum? Și iartă-le dacă au fost clipe în care n-au știut să-ți spună, în care n-au putut să-ți dea atât cât ar fi vrut, atât cât poate dorul ți le cerea în dragostea, în îndoiala, în desnădejdea unei clipe. Iubește mâinile și ochii și iartă-le nevruta vină că prea târziu venire în caleți și prea curând se duc de tot. Desleagă-mi sufletul de vină, că în curând n-am să-ți mai pot aduce în mâini... Brinezu, cald sau? L-ai sunat pe Chelărescu? Nu răspunde. Târziul zâmbă. Vreau să-i spui un lucru. Că dacă trebuie plecat în armată, eu plec, să știi, dar rămâneți în pom. Las că se aranjează. Bine. Dacă era după mine, eu terminam chestia asta de acum 3 ani. Ții minte, da? Că voi m-ați amânat. Avem nevoie ce mai încape discuție. Aruncă guma aia, că-ți face rău la stomac. Nu mai termină cu aerile astea materne. Am una acasă, mi-ajunge. Iubește-mă. Dați-mi și mie, vă rog, în București, 355138. Când n-au putere, din moartea lor, să-ți crească vie. Alo, Sărămâna, du-te, Magda. Nero la telefon. Nu, de la Sibiu. Ana-i acasă? Ce servici? Ia, stai bun. Coboră în hol. Biță pleacă, i-a murit taicățu. Ce spui? Noi suntem informați că ieri seară... Cum să spun eu? Nu pot să mai exprim cum. Nu știți cum? Nu. Prin asta nu sunteți? E cazul dumneavoastră. Dar nu știu ce întrebare vreți să puneți. Așa, cum credeți noastră că trebuie să fie? Moral, la muncă, la lucru, cum trebuie să fie conștiincios, la ce oră să vină, adică să facă, să îndeplinească. Permanent la serviciu de dimineață cât de mult și seara cât de târziu. Spuneți-mi, cum considerați dumneavoastră că ar trebui să fie modelul unui vânzător tânăr față de client? Trebuie să fie exemplu. Toate puncte de vedere. În primul rând, deservirea, convorbirea, deservirea. Cel mai înalt nivel trebuie să fie el, nu? Mai ales în perioada respectivă care este acum. Au ce picioare ai, mai nebunit. La cât ești din tură? Trebuie certificat medical de la LIC. Păi și Tamara acum mi-a venit și armata asta pe cap. De 4 ore am amânat-o și n-am vrut și acum vreau eu și ăștia mă plimbă. N-am fost încă unde trebuie, că aranjez eu și chestia asta. Uite comisie. Ce comisie? Aia care m-a adus aici. Dă-o naibii, auzi?
bagi o cerere de demisie și atașezi certificatul medical că ai un frate bolnav, așa și pe dincolo are nevoie de îngrijire, nu poți ieși de acasă. Hai că spune, păi, vino încoace. 1,74 înălțime, 7, 62 de kilograme, 0, poftiți, vă rog. 7, 1... Nu vă supărați, lucrez la televiziune, s-ar putea ca tovarăși și să mă amine iar. Unde lucrați? La televiziune. Care tovarăși? Tovarășii de la noi. Tensiunea, vă rog. Crezi că nu știu de ce ai plecat? N-ai plecat. Ți s-a făcut vânt? Nu mă crezi, a? Uite mâine dimineața la televizor că se dă emisiunea. Și ce-a mai zis? Destule. Nu, nu, ce-a spus de mine? Ce-a zis? Ajunge. Vrei să spun eu cum sunt chestia pe incidem, șef? Hai să-ți spun. Da. Peste s-a dat economia și s-a gândit să iau o măsură. Pentru Wolfram. Cumpărai un bec și dădeai altul în schimb. Ții minte? Când? A mai mulți ani acum în urmă. Și? Și ne-a chemat într-o ședință și ne-a spus că de acum unii ori să spargă becurile. Și m-am ridicat și am întrebat unde o să le ținem. Ce? Becurile, dragă, că trebuia o grămadă de magazine, veneau din toată țara, nu? Ce trebuia mai tu, mai? Trebuia să spargi becurile. Asta mi-au spus și ei. Așa. Dar n-aveau magazin, înțelegi? Și s-a spart toată problema. Că te-ai băgat-o în chestia asta? Dom'le, nici n-aveau ce să recupereze. Sârmulița era calcinată. Desfă-mă aici. Ce crezi tu, că se iau ăștia după mintea ta? Mă, lasă-mă în pace cu teoriile astea, mai plictisit. Cum ai putut mai să te bagi așa ca proasta în coară? Și-a mai fost o chestie cu o brigadă. M-am dat mare și l-am cântat într-o brigadă. Dar m-au și pus. Și tipul m-a chemat la el și mi-a spus să-mi bag mințile în cap. Stai. Și te-a chemat și atâta tot? Da. Și ai rămas în fabrică? Da, pentru că aveam nevoie de bani, cum am nevoie și acum, să-l adun pelică de pe drumuri. Ești deștept. Da, și pentru o frate te-ai culcat cu ăla. Mai ești un porc, înțelegi? Ești un porc, am plecat acasă. Spune cum e așa. Nu, secătură, spune ce cum ești. Așa. Nu. Mai zice că tu nu bătrâne. Și italianul și Delfinache? Care italian, domnule? Ăla cu intenții serioase. Auzi, vezi tu de intențiile tale. Am auzit că te măriți. Mă mărit cu cine vreau și cu cine îmi place. Cu cine măriți? Ce te bași tu, mă, viața? Cu cine măriți? Cu cine măriți? Cu cine ce te bași tu, mă, ce te bași? Ce te bași? Tu vezi de tine mai bine. Poate ai furat, poate ai fost închis. Ce, te-am întrebat ceva? Ce te amestești tu în viața mea? Pentru că te iubesc din norocita dracului, înțelegi? N-ai decât, dragă, n-ai decât. Asta este. Ascultă. Bine. Nelu, s-a stricat televizorul. Ce vreau să fac eu? Păi du-te și cheamă pe cineva. Mie un film cu rinoceri. Păi du-te, dragă, și cheamă pe cineva. Dom'le, e duminică, n-am băcine să cheam, lasă-mă stop. Păi pe Costică, la altul sau pe Georgică, cum dracu îi cheamă. Nu știu ce să mă mai fac, doamnă. Eu mă zbat să-i asigur o alimentație cât mai completă și la aduce aici pe nu știu cine, dar îi consumă tot fosfor. Deci măcar nu știu cine sunt părinții. Poftiți, Nelu? Alo? Hai că trebuie să arăt camera. A venit doamna Coacăză. Mai târziu. Nici mai târziu. A venit doamna Coacăză. Hai, spune-o. Poftiți, doamna. Poftiți. Nu-i cu minte deloc. Poftiți certificatul. Da. Nu este semnat. Poate ajunge pe doctorul Costin. Nu este jos la mașină. Da, e sigur, bine. Hai la acolo. Hai. Nu-l amestec, de ce mai e acum? Nu-l amestec. Dar nu amestec pe nimeni, drag. Argumentez-o cerere. Nu. Bine, dragă. Tot cu aia o iubești. Fere. Prima. Hai că am pierdut două ceasuri de pământ. Trece și un scurt memorie de activitate. Adică ce școală ai unde ai lucrat chestia de astâncean? Ai actele aici?
aici erai? Ai auzit? Mâine Cluj, poimine Pitești. Doamne, ce se aude cu armata aia? Chiar m-am chemat la încorporare. La asta, la pista medicală. Vedem când ne întoarcem. Dar tu ce ai pățit? Ai răgușit? Ești răcit? Ce ai pățit? Eu să știi că le spun să mă încorporeze, că m-am săturat de toată povestea asta. Dragă... Așa, lui Isa, să mi-am duci lumea la vizate, rog. Bine, când mă întorc. Dragă, n-am timp acum. Dacă vrei, te duci. Dacă nu vrei, nu te duci. Asta e treaba ta. N-am ce să-ți fac. Uite biletele de avion. Eu plec înainte. Vezi că Biță n-a venit încă. L-am obținut pe Rotaru. Dar el nu știe încă nimica. Tu l-aștepți? Da. Îl aștepți în gara. Vezi că vine de la satul mare. Vine. Vine dimineață, nu știu, te interesezi la ce oră, nu știu. Îl aștepți, îi dai hârtia și gata. Vezi să nu cumva să bage magnetofonul în bază. Eu am să vă aștept la Cluj pe aeroport. Clar? Clar. Dacă e clar, e bine, la revedere. Dăm și mie două. Stai, domnule, la rând, ce ne faci? Stai, domnule, la rând. Domnule, n-auzi, domnule. Păi tu ai o idee fixă, mă. Ai răbdare, aranjezi eu și îmi spui după aceea cu mine. Mă, mie să nu mă caute iar comisia. Ce comisie? Dragă, comisia să nu te poate obliga, dragă, să te duci, să faci brutăreasă. Nu? Să obligă cineva? Dacă nu-mi place. Ce să nu-ți placă? N-am zis că nu-mi place, dar s-ar putea să nu-mi placă. Ce-am mai lucrat? E televiziune, dragă, nu brutărie. Asta pleacă la Târgoviște. Hai la Târgoviște. Pe bune? Pe bune. Pe cuvântul tău că mergem. Când te-am văzut, mi s-a părut de necrezut. Auzi, și dacă nu-mi place, nu s-ar televiziunea în aer? De ce s-a? Aveți și o garderobieră. Acum nu fi vreun redactor. Ha? Dar până vin eu din armată, poate ajungi. Mai știi? Hai jos! Hai jos, mă! Hai mă jos, mă! Băi, Ari, n-ai bine! Coboară, băi, și... Băi, n-ai bilet? Coboară, băi! Dă mâna, dă mâna! Hai! Coboară, băi! Nu, Magda, era normal să coboare, dragă. S-ar putea să plec la armată peste câteva zile și nu doare nici capul. Era normal să coboare. Ăla de la mare mi-a scrie? Ăla cu delfinii. Știu eu. Dacă apare, spune că am plecat la Cluj. Dă-o, bă, drag. Auzi, stai, dragă. Stai, dragă, să spun eu. Stai puțin, dă-mi. Plec la Timișoara. Nu la Timișoara, unde? La Cluj plecăm. Mi-am făcut bagajul. M-a sunat cineva? Dă-o, mă, dracu. Nu, bă, de Luiza întreb. A Luiza, da. Joia cealaltă, da. Joia altă, bine. La revedere, da.
Știți că nu o să rămână între noi, pentru că este o anchetă publică asta și se va da la televizor, deci nu va rămâne între noi, cum mi-ați propus dumneavoastră. Pe mine puțin mă interesează chestia asta. Ce vreți dumneavoastră să zic? Un sfert, Pariza. Auzi? Stai, stai, uite aici. Da. Niște lebar vezi da. Dar să fie proaspăt, te rog frumos. Cât? Lebar? Lebar 200 și niște... Ce ai luat tu? Pariza l-a luat? Da. Pariza. Dar majoritatea știm pe unde sunt plecați. De exemplu, câțiva au plecat militari. Elevii noștri, viitori absolvenți, să devină cetățeni de nădejde, cu educație în spiritul muncii și pentru muncă. Deci, au fost aplicate sancțiuni care să ducă la reeducarea lor în mijlocul colectivului în care fac parte sau dacă n-au făcut parte? Considerați că noi, cei care facem educația tineretului, nu avem și noi problemele noastre de ordin moral care ar putea și ele fi puse la punct. Da, sigur că da, fiecare dintre noi și oricât am căutat noi să spunem că suntem perfecți, desigur. E greu să spun, însă, dacă e să fiu sincer, în momentul în care m-am întors din armată și soția greșise. Merge! Stop! Ca să ne ducem... Trebuie să avem și timp să ne ducem să vedem ceva, numai ca să ne ducem așa, numai să stăm la teatru așa, da. Să nu vedem absolut nimic. N-a să steți un exemplu? Pentru mine eu sunt un exemplu. Pentru mine. Și pentru consumatori. Preferați un anume gen de filme? Nu, mă duc foarte rar la filme pentru că nu am timp. Ce profesiune aveți? Conferențier. Artă creează în primul rând o educație estetică. Și apoi o educație care ține de anumite norme de conduită și așa mai departe, pe care le găsim în eventual, dacă suntem obsedați de lucrurile astea, în manual Bune Cuvinte sau... Bă! De ce n-a dat niciun semn de viață? Ara și haz. Vrei? Nu s-a aprobat cererea. Am cerut o caracterizare la Târgoviște, are tot felul de povești. Ieri mă pomenesc cu milițian și două tovarășe. Cic a fost angajată la o fabrică și nu s-a prezentat sau cam așa ceva. Zău, tovarășe, îți am toată bunăvoința. M-am consultat și cu tovarășe. Nu e o persoană serioasă. Am auzit că pleci la armată. Succes! Să fac rost și eu de 2000 de lei. Hai, mai dă-o încolo, gata acum. Ce să-ți spun, garderobieră? Nici nu-mi plăcea aici. E vreun loc pe lumea asta unde ți-a plăcut ca să rămâi? Da, la Târgoviște mi-a plăcut. Când te-ai întors? Imediat seara. A doua zi. Și aștept să întreb eu ce ai făcut acolo? Ce am făcut? Am fost la o mătușă. Bătrână? Da. Hai, știi... Trebuia să o duc la un doctor și la sfat să scoată niște acte. Mătușa asta nu-i mama lui Delfina Chela? Nu. Adică nu l-ai văzut pe Culturică, a? Nu l-am văzut. Ce-i minți, mă, n-ai primit nicio scrisoare? N-am primit, dragă, ce scrisoare? S-am văzut scrisoarea în geantă când ți-am căutat actele la televiziune acolo. Nu ți-e rușine, îmi cauți în poșetă? Domnule, l-ai văzut sau nu l-ai văzut? Nu l-am văzut. Sau pentru domnul inginer te-ai dus? Hai, termină că te plesnesc acum. Ai luat de prost, a? Ei, da, domnule, da, mi-a scris că... E bolnavă mă asta săraca, vai de capul, ei nu poate să iasă din casă. A trebuit să o duc la niște doctori. Și tu suflet filantrop? Gata. Nu spuneți cu gurița ta că e o secătură, că nu știu ce? Acum vă scrieți? Ce, eu îi scriu? El îmi scrie, vrea să mai ai nevastă. Vrei tu să mai ai nevastă? Ce să fac? Plec la armată, s-ar putea să stau un an jumate, nici nu te interesează. Dar poate că mă interesează. Știi dacă te interesează, cine ai spus? Ca să nu pui întrebări tâmpite de aia. Dar în care de cine ai spus? Că m-am urcat și pe-a mea venit ideea. Și când îți vin idei de astea, de ce nu strici? Pentru că credeam că ai să urci, că nu spuneai tu pe cuvântul tău meu că merg, da. Că... Menilu, pe cuvântul meu am nevoie de 2000 de lei. Crezi că numai pentru asta îți bun nimic? Vezi că ne-am miliție. Stai, liniș.
cea mai mare bucurie din viața mea, când băiatul meu a jucat meci de hockey cu Dinamo București de la 6-2. De ce ți-ai dori? De dorit, nu-mi doresc altceva decât cămin și să fiu fericit. Nu este, cum să spun eu, adică eu vreau să ajung să fiu fericit, adică vreau să mă fac inginer și atunci o să fiu fericit și toată. Am jucat în dansuri populare, românești, maghiare și germane. Da, da, să facă ce-i place, nu să-și impună, domne, fac cu tare lucru pentru că... Mi-a ligă parcă ești chembe, să auzi? Adică, de fapt, nu nimicuri, dar timpul ăsta trece așa prea repede. Să-mi spui mie că acum statul cu o fată vă banc eu nimic? Nu, asta nu. Nu, asta ține minte, e un bun câștigat. Nelu, îmi trebuie bani. Îmi trebuie o groază de bani. Îmi pare rău, tata nu mai are dinți. Să nu încerc iar cu Constanța, rujuri, manicure, chestii de astea, că acum bate. Bate, să știi. Cred că până la urmă ajung la Fieni. Fieni ce e Fieni? E o fabrică de becuri acolo. Aici, la Electrofarm, mă poate angaja, când am buletin de București. Acum ce ți-a venit? Deci 300 pentru Lică, 500 pentru mine, fac 800. Stai cu minte. 400 chiria. Trebuie să plec, mi-a pus tot pe capul lor. 1200. Eh? De unde iau 1200? Pe lună? La ce am omorât pe tata? Eh, las, că nu cer de la tine. Dar de la cine, mă rog frumos? Cred că mă duc la Fieni. Problema e cu fratele meu. Trebuie să-l țină ăștia de la spital sub observații. Nici nu știu dacă pot să-i fac rost de la început de tot ce-i trebuie. Poate dacă trece la tine. Cum se trece la mine? Până intră să lucreze. La ce meserie are? Vânzător. Vânzător? Uh-huh. Și ce e așa complicat dacă e vânzător? N-are plătit de București. A, nici el n-are. Cine spui, dragă? Trebuie să-i fac și noi. Dacă vrea, mă zic cu el. Să nu râzi de la o, să nu zici că nu ți-am zis. Ce ai tu o idee mai bună? Vrei să mă căsătoresc? Mă căsătoresc, mă găsesc 100. Nici așa să nu luăm. Îți mai scrie Delfinache? Da. Ia uite. E îndrăgostită, dracu? Da. Vrea să însoare? Da. Păi serioasă că eu întâmpit, n-ar nimic în cap. Te dădeai mare. Că aranjezi, că faci, că dreci. N-ai făcut nimic. Ai făcut ceva? Bravo, domnule, eu-s vinovat. Trebuie să aranjezi viitorul. Atunci să nu mă încurci. Eu te-am încurcat? Nu ți-e rușine. Plec la armată și doare în cot. Odată ne-a dus vorba, măcar așa, de formă. Ce tot îi dai, mă, cu armata asta? Te plângi atâta. Ce, toată lumea face armata? Adică l-a făcut armata?
Vrei să te aștept? Spune că vrei să te aștept. De ce nu spui? Hai să ne mai discutăm. Ce face Liga acolo? Cheamă-le înăuntru. Liga, ce faci acolo? L-ai venit de mult? Nu, acum un minut. Noi dormeam. N-ai bătut? Îmi termin țigară. Hai înăuntru. Ce n-ai bătut? Ia cheia. Ai găsit perla? Da, da. Mi s-a părut de necrezut. Vrei să te căsătorești cu ea? Am seama că căsătoresc cu ea, că are referințe foarte proaste. Ce referințe? Păi are referințe proaste, fata. Ce nu știi? Unde? Păi a vrut să muncească și i-a dat cineva referințe proaste. Cine dracu i-a fi dat? Nu știu nimic. Să mor tău că nu știi nimic? Nu, tu ești nebun? Nu, întreabă așa. Cred că nu te gândești că... Bă, cred că i-a dat unul de la Târgoviște. Nu vrei să mergem la Târgoviște? De ce? Uite așa, fata e nedodățită, tu scormoniști adevărul, scos la lumină, senzație. Ești serios? Mă, sunt foarte serios. Sau nu merită deranjul ăsta? Ce deranj, mă, de Luiza, hai să o lăsăm baltă, dai drumul la filmare, că plec în armată și am cu treaba nefăcută. Ia stai, Nelu, țin, dar ce vrei tu să descoperi acolo în fund? Că ce? Ce? Că, nu știu, care a bărfit-o sau ce vrei cu asta? E și ce? Fata a făcut ce a făcut, are un stigmat. Ce stigmat, mă? Ți-a stupă gura cu asta, dragă. Ce stigmat? Că s-a culcat cu hotorogul ăla de inginer, ăsta e stigmat. Păi dacă ăsta e stigmat, înseamnă că lumea e plină de sfinte, nu? Prima mea femeie a avut 24 de ani și eu numai 16. Da, bine, e? Sigur că proporțional vorbim e cam același lucru, numai că fetii ăstea că am fost dragă brambureala. Dar tu de unde știi? Hai, Nelu. Luiza, dragă, plec la infanterie. Nu, Nelu, nu. Eu glumesc, tu glumești. Ascultă, Nelu, tu știi o grămadă de lucruri despre fata asta. Da. Te distrug, să știi. Luiza, dragă, trebuie să avem încredere în oameni. Nelu, tu ai o carieră de făcut? Înțelegi asta? Ce? Vrei să te distrugi? Luiza, spune că mă iubești. Hai, spune că mă iubești. Spune că măcar tu. Ai grijă de tine. Măcar tu, spune că mă iubești. Ai grijă de tine, spune băiatule. Că, spune că mă iubești. Ai grijă. Ești odios. Vezi să nu te pui în gură cu superiorii. Armata e armată, nu-i glumă. Mă lasă mănânc? Eu spun, ca să nu zici ce mi ți-am spus. Vrei să vorbesc cu Luiza? Ce să vorbești? Mă scutească odată, dragă. Ei nu se gândesc că au nevoie de tine. Ești cineva acolo. Tu înțelegi românește că nu mai amân, că acum plec? Dar de ce, dragă, de ce? Uite de aia. E bine să fii mai diplomat. Adică cum? În viață e bine să fii mai diplomat. Bine. Să zici o rat de bumbac. Mult. Îți dau și eu două perechi. A venit Madame Creț. Du-te-i pe scoam. Salut! Bună ziua! Ce faci? M-am gândit să vă spun. A sosit azi dimineață o citație de la forțele de muncă. Pentru ani. Da. Trebuie să se prezinte în 3 zile. Da. De urtie. Nu știu dacă trebuia să... Nu, nimic, asta-i. Vă rog să mă iertați. Mă duc... mâine, că la ora asta nu mai găsesc pe nimeni acolo. Bună ziua. Salut. Zice că nu are decât marcator, deparator la ITV și spații vers. Și șofer care are camere. Zice că mâine are și altceva. Tot n-am buletele. Bună ziua. În ce specialitate ai desfăcut? Așa. În ce specialitate ai desfăcut? Tot felul de specialități. Treci la rând. Domnul, i-am întrebat... Treci la rând, tovarășul. Dar poate nu vreau să stau degeaba, vreau să văd ce oferiți, nu?
Ce-ți oferi? Flori, că vă adună statul de pe drumuri. Tovarășe, te rog să nu mai... Ce e, în fanfară? Mulțumesc că v-ați deranjat. Bine, mă cunoști undeva? E, da. Mă uit la tine și mi-ajunge. Uite, da. Uite. Și ce-i cu asta? Ce vă tot arătați legitimațiile? Ce, ești în anchetă? Ești reflector? Stai, domne, stai puțin, eu vin aici ca simplu cetățean și mă... Ce se întâmplă aici? Domne... A venit cu legitimația asta și... Tovarășoniți. Domne, sunt de la televiziune, poftiți. Și ce doriți? Domne, i-am vorbit frumos, da? Ți-am vorbit frumos? Mi-ai vorbit frumos. Păi, domne, poftiți. Tovarășe, dumneavoastră mi-e nervos. Dacă nervos se ducă, domne, la munca câmpului, unde e aer, domne, aer curat, nu se stă pe scaunul ăsta, să-mi spune mie. Lăsați, nu dăm curs. Ce doriți dumneavoastră? Dacă în afară de șofer și spații verzi, mai aveți ceva de afară. Avem. Calificare la locul de muncă, pentru cei mici, ne doriți. Pentru tovarășe, întreb. Avem cu calificare la locul de muncă, cu bursă, cu cămin. Da, e calificat. Ce meserie? A lucrat la o fabrică de lecție. Tovarășe, întreb. La Târgoviște. Da, avem la electrofar. Ce secții? Baloane? Nu, spiralizare. Da, numele vă rog. Covetan. Știți care are referințe proaste? Nu să lăsăm, îți depășite lucrurile astea. Buletinul vă rog. N-am buletin de București. Pare foarte. Tot ce trebuie să vă duceți acolo unde aveți buletin. Măi, tu înțelegi că trebuie să sărim din chestia asta cu buletinul? Cine te descurcă? Cred că m-am jumătate. N-am nevoie să mă descurc eu de mine. De ce? Mi-e lec aminte de referințe. De-aia am plecat la Târgoviște, să știi. M-am săturat de referințe. Dacă aveau nevoie de mine, nu le trebuia referințe. Hai, dai, dai, aplic cu garderoba roșu cu tot. Fii mai serioasă, ne crapă buza după garderobiere. Schimbul 2, da. De seara? De seara, da. Asta e Stoica de la întreținere, da? Da. Care a fost la fabrica de becuri. Da, da. La fabrica de becuri a fost? La fabrica de becuri, da. Salut. Și-a găsit casă? Încă nu, dar se face. Nici băiatul meu n-are, nu știu ce ordine. Și complimente doamnei doctor. Da. Doamna doctor la care ați fost când a venit ea, țineți minte. Cum v-a dus era? Domnul doctor Galeis. Doctor Galeis. Galeis, da. Asta e, să rămâne. La revedere. Nu știți mă cine vrea să cumpere niște mileuri frumoase? Mileuri? Da. Nu mă tem că nu. Domnișoară Zaharu! Luați-l pe al meu, dacă vreți. Eu beau amară. Mersi foarte mult, dar de ce beți amară? Pentru că am tensiunea joasă. Îmi dați voie să mă mut la masa dumneavoastră? Nu vă deranjați, că vin eu. Nu, că a mea se bății îngrozitor. Lăsați că vin eu. Vai de mine, poftiți. Mulțumesc. Poftim. Așa. N-am nicio tensiune. Ești nou pe aici? Nu, sunt destul de vechi. Ah, și eu am 23 de ani. Cum te cheamă? Nelu. Pe mine Gabi. Ești însurat? Nu. Nici eu. Ne potrăim? Am venit acum 2 ani. Da? Da, dar îmi pare rău. De la munte. Da? Acolo, dar îmi pare rău, acolo era mai frumos, ploua, dar era mai frumos. Și acum unde lucrezi? La combinatul siderurgic, la laborator. Și azi e închis? Nu e închis, dar am zi liberă. Aha. Da. Tu? Eu vin din armată, am o permisie. Aiurea. Pe cuvântul meu, cine-ți vine a crede? Pe cu părul ăsta.
Nu, acum lasă în armată, te cumpăr o pânză. Pe cuvântul meu, cumpăr o pânză. Plec peste o săptămână. Militar? Mhm. Am un ghinion. De ce? Îmi plăcea de tine. Zău? Da. Te super? Eu? Da. Nu. Păi, ce faci? Trebuie să mă întâlnesc cu un tip. Cum îl cheamă? Nu-l cunoști. Păi cum arată? Poate îl cunosc. Habar n-am. Păi atunci are să-ți dea ceva. Aveți de vorbit. Da. Ești cam... Păi atunci hai să mergem. Unde se merge? La film sau la muzeu, unde vrei. Ce muzeu aveți? Nu vrei la film. Ăla, domnule, de acolo, ăla cu mașina aia roșie. Ăla de lângă gar, nu, asta e Island. Tu e ca de la da, Becuri, ăla de la Becuri. Da, păi ăla de la Becuri. Dacă până astăzi sunteți măcăi, a plecat. Ăla, domnule, s-a dus. Ce-i cu tine? Cât stai acolo, un an jumate? Chiar pleci în armată? Ce ți-am spus? E cuvântul tău? Tu crezi în dragostea la prima vedere? Pe sigur. Pe cuvântul tău? Măi, e capi normal, nu? Nu, că te întrebam așa, în general. Are cine să te conducă? Unde să mă conducă? La recrutare, știi cum fac fetele. A, nu. Nu mă tem că nu. Vrei să te conduc eu? Sigur, bineînțeles, numai că eu... Partea proastă e că eu recrutez în București, înțelegi? Și nu știu la ce oră e ca să te pot anunța. Nu te teme, nu te conduc. E, acum, de ce te supere? Ce? De ce te supere? Poate nu mi-a mai fete. Iulia. Te jenezi? Eu nu. Nu te-ai supărat, te rog, te-ai supărat. Eu nu. Te rog, nu te-ai supărat. Nu, nicio problemă, da, nicio problemă. Nu vreau să te supăr, da? Nu, nicio mi-a fără bine, poate ne mai vedem. Nu și puțin? Nu, că mă scrii în condică la cămin. Păi putem să mai stăm de vorba așa, nu? Altă dată. Vrei să-mi scrii? Da, bineînțeles. Să-ți dau adresa, da? Da. N-ai ceva de scris? Ai? N-am la mine. Păi atunci scrie-mi pe adresa combinatului, vrei? Cel mai bine așa. La revedere și-mi pare bine. Numai bine. Mi-a părut bine. Și mie. Alo? 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 Acasă. Nelu.
Ce faci? Stai, hai acasă, stai că am o treabă aici. Hai, vreau să spun. Așa tu răspunzi, măi. Nu am o treabă, înțeleg. Media 13. Când dracu am să știu și eu de toate aranjamentele tale? Nu e niciun aranjament. Am nevoie de bani. Ți-am spus că aranjezi eu, de ce n-aștepți? M-am săturat de aranjamentele tale până aici. Gata, am nevoie de bani. Și ăla ce... Aia, nu, aia, nu, dar până când, dragă, până când? Și ăla ce te face, model? Nu mă face nimic. Mă fotografiază. Te fotografiază? Da, pentru o pungă din asta de plastic sau pentru reclamă la cerab. Nici el nu știe, s-a dus să întrebe omul. Are și el ciubucul lui. Că vă, domnule, voi vă țineți de ciubucul și eu dau telefoane, ca idiotul. Când ai dat? Aseară am dat. Ce miți, mă? Că ai fost acasă. N-ai bani, a? Și cu părul ăsta ce e? Cât a costat? Cât a costat chestia asta? Știi că n-am fost la Craiova, am fost la Târgoviște. Și? Am băut o bere, cu domnul inginer. Și ce? Nu-i deloc babală, că e destul de tânăr. Și ți-am spus eu că e babală? N-ai spus? Când ți-am spus? Mă vezi cu minți, mă, vezi cu minți? Și ce mint? Nu se schimbe nici dracu niciodată, înțelegi? Hai, lasă-mi pace cu teoriile, vezi cât era molit de tot. Ce visezi noaptea, spun că v-am spus eu. De când m-ai cunoscut numai pentru asta, mă zic, pentru aranjamente. Ce aranjamente, domnule? Scot ochii că mi-ai împrumutat niște bani. Scot ochii, a? Da. Mă taci în jos, înțelegi? Mă taci în jos. Ce să-ți spun, faci pe domnul cu mine? Bă, din cauza ta am plecat de la pâine, sunt fete cu liceu acolo, ce te crezi mai prea? Uite la tine cum arăți. Din cauza ta nici concediu n-am avut vara asta. Concediu mereu ce concediu? Pentru bambureală? Pentru ce concediu? Știți că mie nu mi-e înainte să staționez, eu am planul 1000 de lei pe zi. Hai, pe drum, pe drum. Avem amândoi un talent să trecem pe lângă. Pe lângă ce? Iar începi. Am mare nevoie de un concediu. Nu vrei să pleci în locul meu? Hai, nu să vă griji că aranjăm noi cumva. Știi că totdeauna am avut senzația că îmi scapă ceva la tine. Ce? Nu știu. Îmi scapă ceva așa, nu pot să ating. Acum vreo două zile l-am văzut pe Lică în piața Palatului cu ăla. Nu termine, te rog. Sărută-mă. Este orașul în care trăiesc, orașul în care locuiesc, orașul în care muncesc. Sunt niște oameni tineri. Cum găsiți voi că voi toți totuși cam răspundeți așa pe niște formule dinainte știute, aflate, auzite, intrate în urechi și în memorie. Ba acolo, ba la radio, ba la televizor. 1, 2, 3, 4. Ia, n-aveți și voi vorbele voastre, gândurile voastre, alea intime. Nu se întâmplă nimic, nu te întreb cum te cheam. Nu știu, nu eram, e o întâlnire neașteptată. Se pare că vorbim toți cam într-un fel și în șabloane și... Îmi permiteți să vă pun câteva întrebări. De ce? De ce oare? Adică voi sunteți tineri și n-aveți... N-ați avut când? Nu, dar gândurile voastre nu sunt... alea sunt vii. Ce profesie aveți? Sunt suflor la Teatrul Dramatic din Brașov. Spuneți că aveți un băiat. L-am îndrumat ca să învețe bine, să fie corect, să fie cinstit, să muncească. Și când a plecat? Și cum se ajunge la fienul ăsta? Și-a luat bagaj? Nu, dragă, nu mi-a spus nimic. Nimic! Cine? Eu. Ce este? Vino puțin. Ce este? Trebuie să plec la fie. La fie? Când? Da. Am întâlnit acum la 3 și... 3 și ceva. Cum așa? Ce s-a întâmplat?
asta am eu, am o chestie. Am probleme de familie. Și cu armata ce faci? Până vin joi la București. Și ce? Dacă te telefon la București, dacă ți-a probă București. Vine la Coloma, așa. Păi ce să-ți fac, măi, băiatule? Eu știi că eu mâine am filmare și tu vii toate prostii. Nu l-ai păluță aici? Păi dar ce? Eu am nevoie de două aparate, de-aia l-am adus. Lasă-mă că mi-a dus și unul ce. Am o problemă în familie. Dacă ți-a probă București, bine, eu deci nu. Nu, dacă tu amesteci problemele de familie cu probleme de producție. Tu vorbești, măi, dar cu fata aia ce ai avut? Deci, nu să știi că nu-ți mai permis. Ei, nu-mi permis. Mă duc și așa, ce? Mă duc să văd pe fata aia. Nu mă privești. Ba te privește? Cine e norocirea că te privește și am să petrec cu ea o minunată noapte într-o cameră de hotel, ceea ce ții nu ți s-a întâmplat niciodată. Nelu, nu-ți permit. Nici... Ce nu-mi permiți, ce nu-mi permiți? Nu trece măsura. Mai mult chiar. Am să arunc cheia pe fereastră și stau cu ea două nopți. Bine. Stai, să-ți mai spun ceva, stai. Îți fac la forță, știi? Nu, să-ți spun ce fac, mă, stai puțin. Ajungem la București. Să-mi dați o formulă de oameni în vârstă ideală. Ideală? Da. Cum ar trebui să fie? Tăcuți. Tăcuți? Da. Problema tineretului? Problema tineretului, deci să spun altceva, eu la etatea mea, care eu am aproape 60 de ani, fără unul, eu ceea ce privesc problema tineretului... Aveți vreo idee cum ar trebui să arate un tânăr ideal? Acum să vă spun, aș spune cum să arate, însă nu poate să arate ca mine în felul ăsta. Părerea mea că este tineretul de acum este prea răsfățat. Prea multă libertate au. Și ar fi bine să se formeze aceste lucruri și luate niște măsuri mai restrânse. Bine, vă mulțumim. Mie îmi plac foarte mult. Mulțumit de o serie întreagă de lucru, ca de pildă de faptul că am timp să citesc o carte, am timp să văd un film, din când în când am timp să mă întâlnesc cu o fată și așa mai departe.
face curs de specializare. Acum încep cursurile de pregătire, pe trei de 3 luni de zi. Tovarășa în discuție, tovarășa frățilă Maria, a absolvit acest curs? Nu, ea e tânără. A. La dreptă! Valinieți, drept! Valinieți, drept! Valinieți, drept! Valinieți, drept! Urcat! Spune-și mie, cum e? Cum? Nu găsim o sticlă de apă mie în tot orașul și eu nu consum altfel de apă, fiindcă asta este toxic și pentru mine îmi face bine. Ce faci cu asta? Învăț englezește. Nu te-ai săturat afară? E un timp bătrâne care tot trece. Ia lucrurile așa cum sunt. Da? The French kidman once played a good joke on Sir Arthur Conan Doyle, the well-known author of detective stories, the famous treat of Sherlock Holmes. Are vreuna în oraș. Știi că-l prinde? Dacă nu-l toarnă nimeni, o să-l prindă mai greu. Du-te și tu dacă-ți dă mâna. Auzi? Ești însurat. Da, ceva o fată tot aia acolo, nu? Unde în București? La Târgoviște. Nasol. Nele! Ce faci, Mike? Taci și miroase. Ce este? Miroase, mă. Miroase a biserică. Busuior, nenorocitule. Stai liniștit că știu o cărare la 5 minute. Am spre gepe. Pe așa fără pâine? Că ești penibil. Câte zile mai avem? Vă 300 și ceva. Băinele, tată, stai liniștit că tot trece. Oricum trece. Ți-a dat ordin să te torești, că de-aia ești în armată. Execuți ordin. Dar nu vă băga mitocanul cu limba scoasă. Se poate și altfel, mai fin, mai subtil. Bagă nasul, iarbă și miroase. Aici tu o plăcere. Pe cuvântul meu, dacă mi s-a părut vreodată, că menta miroase mai trăznitor ca în armată. Îmi sară ochii, dacă te minte. Ce isprava a făcut, bă, dobitocul ăla de Constantinescu? Trebuia să o încurce. Logic, nu? Și-a încurcat-o și-a cu ei la Bulău. Și atunci pentru ce?
Ce vrei să faci pe erou pentru ceva ce e la îndemână oricărui prost? Nu, tată. Crezi complet alea... idiot. Crezi că-mi dă alea trei zile sâmbătă? De ce să-mi le dea? Ne-am reieșit bine la tragere. Doamne, în principiu orice e posibil. Hai! Toașul locotenent, îmi permite să raportez. Da. Sunt soldatul Lăstroie Ion. M-am prezentat la raportul companiei pentru un bilet de voie. Am probleme familiare, mama bolnavă. Ce faci? Când ai venit? Azi dimineață. Te-ai tuns? Unde mergi? Acasă. Vreau de acasă? Urmează, stăm la o gazdă. Ani, vrei să te măriți cu mine? Ani. Ani. De ce spui asta? De ce spui tocmai acum, Nene? Că am crezut că ai înțeles, adică puteam să o spun oricând. Credeam că se înțelege, nu? Se înțelege de la sine. Zice că se ține dresorul ăla de capul tău, nu mă deranjează cu nimic. Nu m-a deranjat niciodată. De ce spui tocmai acum? Luni de zile am așteptat. N-am știut că vrei. Ți-am spus, adică trebuie să spui și tu. Să am un copil. Urmă, de ce plânge? De ce plânge? Ana. De ce plânge? Ce spui tocmai acum asta? De ce ai venit tocmai acum? Asta nu spune.
Asta găsesc să-mi spui. De ce vin? Tu știi de unde vin eu? Ce, eu te-am chemat? Ți-am spus eu că vreau să te văd, du-te, măi, pleacă de aici, lasă-mă în pace. Ce, ți-e frică să nu mă găsesc aici? Plec, n-am nicio grijă. Altă idioțenie ca asta nu mai fac. Era tot aranjat, nu? Ce să fie aranjat? Vă scriați, primeați vizite. Mai n-am discutat asta odată. L-am văzut împreună cu Lică, în piața asta Palatului. Asta nu înseamnă nimica, drag. Contează foarte mult. Stai și discutăm între ei, dacă vrei putem să-l așteptăm. Ce mai vrei, mă? Ce mai vrei, mă? O altă discuție? Te rog mult să mă înțelegi, că nu mai avem ce să discutăm. Nu m-am, m-am săturat. Te rog, am nevoie de un bărbat, de o casă. Am un copil, nu pricepe asta. Ani, dar nu-i nimeni vinovat. Mai tu ești de vină. Pe firii de preună te-am cunoscut. Unde m-ai cunoscut toți? Unde m-ai cunoscut? Numai tu m-ai încurcat. Eu te-am încurcat. Stai puțin, adică cum zic. Nu-l cunosc.